După dezvăluirile șocante ale românilor plecați la muncă sezonieră în Germania despre condițiile degradante de cazare și de muncă, avocatul poporului a cerut explicații autorităților germane. Renate Weber a înaintat o scrisoare către ministrul federal al muncii din Germania, precum și președintelui comisiei, pentru petiții din Parlamentul German, prin care solicită mai multe informații despre siguranța muncitorilor români care desfășoară diferite activități sezoniere. De precizat că până la data de 7 17 aprilie, 1.500 de muncitori sezonieri din România au ajuns în Germania cu zboruri charter. În plus, mai sunt planificate încă 15 zboruri charter cu muncitori sezonieri către Germania și Marea Britanie din București, Iași și Cluj-Napoca. Mai multe detalii legate de acest subiect le veți afla dacă accesați site-ul nostru agro-tv.ro, unde găsiți și alte informații interesante despre starea actuală în care se află industria agricolă.